Rusia a lansat un nou raid masiv care vizează rețeaua energetică a Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit acestui, atacurile au fost la o scară foarte largă, lovind regiunile Ucrainei din vest, centru, sud și est. Aproape 1,5 milioane de gospodării au rămas fără electricitate, au transmis autoritățile de la Kiev. Zelensky a mai adăugat însă că majoritatea rachetelor și dronelor rusești au fost doborite și că astfel de atacuri nu vor opri avansul militarilor ucraineni. Desigur, nu avem încă capacitatea tehnică de a doborâi 100% din rachetele rusești și de a ataca dronele, transmite Radar.md. Vom ajunge treptat la asta cu ajutorul partenerilor noștri. Sunt încrezător în acest lucru, a mai spus liderul de la Kiev în discursul său de azi noapte. Aproape o treime din centralele electrice și alte instalații de generare a energiei din Ucraina au fost distruse într-un val de lovituri aeriene început săptămâna trecută.